Bună din nou! Eu sunt Alex, iar astăzi vom vorbi despre top 3 motocultoare care se încadrează în bugetul tău. Atunci când vrem să alegem cel mai bun motocultor, ținem cont în primul rând de preț și de performanța dispozitivului, care trebuie să corespundă nevoilor noastre de lucru. Mai mult, ne construim o ierarhie având ca factor principal tipul de alimentare, puterea dispozitivului și lățimea de procesare. Secretul alegerii celui mai bun motocultor constă în caracteristicile sale, astfel încât să facem cea mai bună alegere în raport cu suprafețele pe care le avem de prelucrat. Asta am făcut și eu din dorința de a găsi cel mai bun motocultor. În următoarele minute îți voi arăta care sunt tipurile de motocultoare care mi-au plăcut și pe care le poți lua și tu în considerare. Găsești linkurile spre fiecare dintre ele în descriere. Cele mai bune 3 motocultoare din punctul meu de vedere sunt: 1. Motocultor Steinhaus 7 cai putere. 2. Motocultor OMAC 7 cai putere. 3. Motocultor Ruris 15 cai putere. Primul în topul meu este motocultorul Steinhaus 7 cai putere. Este un motocultor pe benzină cu o lățime de lucru de 90 de centimetri pentru lucrările de arat din grădină și de la câmp. Motocultorul Steinhaus de 7 cai putere se ocupă de soluri dificile. Are un sistem de pornire manual, se distinge prin consum economic de combustibil, zgomot redus și vibrații. Are un motor puternic în 4 timp cu alimentare pe benzină. Frezele forjate ascuțite adâncesc fără efort fizic, procesează sol compactat dens și sol virgin. Mânerele sunt reglabile pe înălțime. De asemenea, este compatibil cu diverse accesorii. Manevrabilitatea este asigurată de frezele segmentabile, roțile de cauciuc și priza de putere. Al doilea în topul meu este motocultorul OMAC 7 cai putere, care are o gamă largă de aplicații și poate fi considerat unul dintre cele mai bune motocultoare pe benzină din punct de vedere al prețului și calității. Este potrivit pentru prelucrarea unei suprafețe mari de grădină cu un minim de efort din partea utilizatorului. Rezultatul ridicat se datorează prezenței motorului în 4 timp pe benzină, a cărui putere este de 7 cai putere. Capacitatea rezervorului de combustibil este de 3,6 litri. Cu toate acestea, are un consum economic. Modelul cântărește aproximativ 75 de kg, dar este ușor de transportat datorită roților de înaltă calitate, a două trepte de marșarier și manevrabilității. OMAC este un partener performant în grădină. Al treilea în topul meu este motocultorul Ruris de 15 cai putere. Vine cu un motor în 4 timp pe benzină și 3 viteze. Are o lățime de lucru de 1100 de centimetri și un set de contragreutăți de 20 de kg. Este dotat cu un motor performant general engine de 15 cai putere, fiind potrivit pentru lucrările agricole de pe o suprafață de peste 5000 de metri pătrați. Puterea de 15 cai putere a motorului este suficientă pentru activitățile agricole profesionale. De remarcat este productivitatea de 1500 de metri pătrați pe oră și, de asemenea, designul bine gândit, datorită căruia a fost posibilă reducerea semnificativă atât a nivelului de vibrații cât și a consumului de benzină. În următoarele minute vom vorbi despre cele mai bune caracteristici pe care un motocultor trebuie să le dețină. La ce trebuie să fii atent atunci când alegi motocultorul potrivit? În primul rând, fiecare fermier sau proprietar trebuie să decidă ce sarcini îi sunt atribuite dispozitivului. Când te gândești la cum să alegi un motocultor, ia în considerare faptul că pentru procesarea paturilor de flori și paturi mici este suficient un dispozitiv cu o putere redusă, care funcționează dintr-o rețea cu un indicator de 1-2 kW. Astfel, se poate economisi o sumă importantă de bani. Pentru prelucrarea suprafețelor mari, ai nevoie de un motocultor productiv alimentat pe benzină cu o putere de peste 15 cai putere. Lățimea de procesare este fâșia maximă de teren pe care o poate manipula motocultorul într-o singură trecere. Adesea, o unitate mare pur și simplu nu poate fi plasată acolo unde echipamentele mai ieftine și miniaturale sunt mai relevante. Pentru motocultoarele mici, parametrul optim este de până la 50 de centimetri lățime. Pentru prelucrare paturi medii, este potrivită o lățime de până la 75 de cm. Pentru munca profesională se aleg modele cu un indice de arat mai mare de 1 metru lățime.
Greutatea echipamentului este de asemenea relevantă. Modelele compacte ușoare sunt potrivite pentru utilizare de către femei și vârstnici. Dar, cu cât greutatea motocultorului este mai mică, cu atât adâncimea de afânare a solului este mai mică. Dacă este necesară o muncă complexă, atunci alege un model începând cu minimum 30 de kg. Adâncimea procesării este o altă caracteristică la fel de importantă. La motocultoarele moderne, adâncimea medie variază de la 15 la 30 de centimetri. Cu cât indicatorul este mai mare, cu atât posibilitățile tehnologiei sunt mai largi. Pământul virgin trebuie arat la o adâncime de 35 de centimetri, așa că dacă locul este neglijat sau solul este dificil, se recomandă acest parametru. Numărul de freze este selectat ținând cont de lățimea necesară a zonei de procesare. De regulă, o freză poate captura benzii de 12-18 cm. Cu lipsa ajustării înălțimii mânerului va fi destul de dificil să procesezi paturi de grădină sau paturi de flori cu un dispozitiv masiv. Setările oferă fiecărui operator confort maxim pentru diferite tipuri de muncă. Nu este un secret pentru nimeni faptul că la motocultoare pot fi atașate diverse instrumente suplimentare, ceea ce crește calitatea și numărul de funcții ale unui astfel de echipament. Dintre cele mai comune și cu adevărat utile atașamente, aș dori să remarc un plug, un tăietor plat, o mașină de tuns iarbă și un plug de zăpadă. Desigur, atașamentele nu pot fi montate pe toate modelele, deoarece un motocultor electric mic nu are o putere de tracțiune adecvată. Cutia de viteze este o opțiune utilă dacă vorbim de un motocultor puternic pe benzină. Acest lucru este important atunci când utilizezi atașamente. Cu toate acestea, numai motocultoarele profesionale de regulă au o treaptă de marș arier, ceea ce mărește foarte mult manevrabilitatea. Motorul este cel mai important element al fiecărui motocultor, de care depind principalii parametri tehnici ai produsului. Observăm imediat că totul este mai ușor cu motocultoarele electrice, dar modelele pe benzină necesită o grijă deosebită în contextul alegerii. Este important să înțelegi că modelele avansate sunt produse în Japonia, SUA, Germania și în China. În special, motoarele chinezești merită atenție. Nu uita, găsești toate cele trei linkuri către produsele prezentate direct în descriere. În cazul în care ți-a plăcut această prezentare, nu uita să lași un like și să te abonezi la canalul meu de YouTube. Pe curând!